Monica Tatoiu, în vârstă de 67 de ani, și-a planificat deja detaliile legate de funeralii și de modul în care va fi împărțită averea sa impresionantă. Femeia de afaceri a mărturisit că, deși este de religie creștin-ortodoxă, dorește să fie incinerată după moarte, renunțând la tradiționala înmormântare într-un cimitir. Ea și-a exprimat dorința în fața fiului său, căruia i-a cerut să-i respecte această decizie, Monica Tatoiu, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România și-a acumulat o avere considerabilă în cariera sa. Între 1995 și 2009 a fost director general al unei mari companii internaționale de cosmetice, unde a investit inițial 300.000 de euro. Sumă pe care a recuperat-o rapid datorită succesului afacerii. De-a lungul timpului, compania i-a adus un profit de aproximativ 33 de milioane de euro, iar în prezent, averea sa este estimată la 7,5 milioane de euro. Monica Tatoiu are și o pensie substanțială de 22 de de lei lunar și a hotărât ca o parte din avere să fie lăsată moștenire prin testament, incluzând sume mari de bani și acțiuni internaționale.